Îi am alături pe antrenorul Mihai Iosif și pe jucătorul Cătălin Hristei. Am să le dau lor cuvântul, după care așteptăm întrebările dumneavoastră. Mulță. Bună ziua, bine v-am găsit! Ne așteaptă o nouă etapă de campionat, etapa a doua. Întâlnim o echipă bună, pe care am întâlnit-o de 3 ori în ultimul an. N-am învins-o niciun meci oficial, doar acum în amical la Brașov. Și sper ca de această dată să spargem gheața. Cătă. Bună ziua! Întâlnim o echipă bună pe care o cunoaștem. După cum a zis și mister, am jucat de 3 ori împotriva lor, nu am reușit să câștigăm. Sperăm să câștigăm mâine. Au o echipă destul de bine organizată și au adus câțiva jucători cu experiență și cred că s-au întărit. Suntem în creștere și sper mâine să obținem cele 3 puncte. Întrebări, vă rog. Cătălin, cum a fost atmosfera? O atmosferă senzațională. Nu cred că am mai trăit așa ceva până acum. Mă bucur foarte, foarte mult că am reușit să-i facem fericiți pe acest suporteri minunați și sperăm să le aducem cât mai multe bucurii și la meciurile care urmează. Ai mai scăpat din emoții? Avem un primul meci? Da, au fost emoții primele 10 minute, cred. După aia au trecut, i-au împins de la spate și asta cred că s-a văzut și pe teren. Cât de mult contează pentru tine venirea unor jucători cu experiență săptămânală, la voi doi, Emilio Moraes, vă dau sfaturi cu vocilor mai ce? Cum s-au luat? Contează foarte mult. Stăm și la antrenamente, când greșim sau ceva, tot timpul ne explică ce avem de făcut, cum să facem data viitoare, tot timpul ne spun să fim dezinvolți, în primul rând, să lăsăm emoțiile la o parte, să jucăm cu atitudine, că asta își doresc suporterii. Cum a fost, domnule Iosif, după această victorie? Cum ați gestionat bucuria? I-a ținut pe băieții cu gândul pentru meciul acesta de la Mincomiove? A, normal, ne-am bucurat în seara respectivă, după care nu ne-am gândit decât la meciul de mâine. Păi Săpunaru este capitanul echipei, este o emblemă a clubului nostru și în afară de lucrurile acestea este și prietenul meu. Ne știm de peste 15 ani, categoric, orice capitan de echipă, ăsta este rolul lui, să fie antrenorul în teren. Și mă sfătuiesc cu el și facem lucrurile să meargă bine pentru Rapid. Sunteți mai liniștit cu depresiva asta, cu Săpunaru, Dănu, Mai liniștit față de ce? Față de înainte. Sunt mulțumit, bineînțeles, sunt jucători de valoare, de calitate și cu mare experiență. Dar așa cum am spus, înainte de toate, la Rapid nu trebuie să vină decât caractere. Mai înainte de valoarea fotbalistică, trebuie să vină oameni cu caracter. A mai venit un jucător? Este ultimul transfer? Nu cred că e ultimul, cred că e penultimul. Ce mai să se umple stadionul, să fie 50.000 de oameni. Deci nu mai am nevoie de nimic. De liniște. Cum e noul jucător? Spuneți că despre că nu l-ați văzut. Încă nu l-am văzut. O să-l văd astăzi. Ce am văzut așa până să ajungă. Sper să se integreze cât mai repede și cât mai bine în familia noastră. Înainte de până mai spuneați de această lipsă de omogenitate, că primul meci cu Chindia e pentru prima dată Deja simțiți că s-au mai integrat. După o săptămână, gata, e omogenitatea. Păi stai cu nevasta 20 de ani și tu nu ești omogen. Mai durează, vă dați seama. O luăm pas cu pas, bineînțeles, sper să ne omogenizăm cât mai repede. Asta este un factor important la fotbal, omogenitatea. Zic Cătăline, tu că e colegul. Eu urez multă baftă, ne bucurăm că a ajuns acolo și după conferință ne grăbim să prindem măcar repriza a doua, să-l vedem în teren. Să dea Dumnezeu, de ce nu? Au toate șansele. Eu l-aștept oricum cât mai repede, sper să ia o medalie, mi-aș dori pentru România să venim cu o medalie, dar sper să vină sănătos și să intre pe teren cât mai repede. Rezervă este genul de jucător care poate să intre și, nu știm, tehnic să decidă un meci,
Dacă antrenorii decid că trebuie să intre, va intra și sigur va da totul și sper să facă un meci bun. Păi nu, tocmai ce v-am spus, așa am deschis această conferință. Nu s-a întâmplat nimic. Ce s-a întâmplat? Primul meci care ne-au bătut cu 3-0 aveam o zi, de când eram la echipă. Al doilea meci, 1-1, care cred că am avut cea mai bună repriză din play-off, prima repriză în care trebuia să avem 2-3-0 la pauză. Iar al treilea meci, 1-0, ultima etapă, am avut 7 copii de 2002. Aia s-a întâmplat. Nu e complex. Noi nu suntem complexați în fața nimănui. Nici o revanșă. E un meci de campionat, un adversar pe care îl tratăm cu respect. Antrenorul lor îl respect foarte mult, este și prietenul meu și este un meci ca oricare altul din Liga 1 acum. Ați văzut, s-a dus prima etapă, ați văzut așa, bănuiesc majoritatea meciurilor, unde plasați, nu trebuie să spun de vorbit acum, așa, de la dura televizor, unde plasați echipa noastră așa, ca șanse, ca poziție, ca viitor, chiar cum a spus-o de... Când am plecat la drum în Liga 1, suntem o echipă nou promovată, niciodată nu trebuie să uităm acest lucru, să rămânem cu picioarele pe pământ. V-am spus, această victorie a părut foarte mare datorită anumitor circumstanțe. Omogenitatea, nu jucaserăm niciun meci în această formulă, complexul de primul meci după 6 ani, emoțiile au fost pentru toți la fel, atât pentru mine cât și pentru toți cei din vestiar, indiferent de nume, de vârstă sau de valoare. V-a mai impresionat atmosfera dumneavoastră de obicei? Mă impresionează întotdeauna. Atmosfera, mereu vin cu ceva nou și mereu se simte inima și forța lor. Dar cum v-ați simțit acolo, jos pe bancă? Minunat, v-am spus și după meci. Sper să mă simt cât mai des așa. Ba da. Am un singur gol în Liga 1 contra celor de la Timișoara. Mă simt foarte bine că am revenit în Liga 1. Mi-am dorit mult chestia asta și atât mai mult că reprezint o echipă de tradiție. Joc la o echipă de tradiție și asta mă face cel mai fericit. Să pot să dau totul în asemenea meciuri, mai ales cu așa public în spate. Mai sunt întrebări? Mulțumim. Mulțumim și noi. Mulțumim.